Dragi oamenii lui Dumnezeu, în urma acestui solemn moment muzical, care ne-a sensibilizat sufletul și l-a adus pe Dumnezeu în prezența noastră și pe noi în prezența Lui, vă invit să ne deschidem Bibliile și să citim cu respect și cu dorința de a înțelege cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 23. În semn de respect, vă invit să citim acest text, ridicați în picioare, Luca, capitolul 23, versetele de la 32 la 43. Luca, capitolul 23, versetele de la 32 la 43. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții a mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dăteau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Vă mulțumesc că sunteți aici din nou. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea pe care o am în seara aceasta, cu respect și dragoste pentru fiecare dintre dumneavoastră, să vă prezint mesajul cerului, mesajul Creatorului, mesajul lui Dumnezeu care vă informează despre șansa pe care o aveți fiecare dintre dumneavoastră de a fi iertați de păcate, de a vă împăca cu Dumnezeu în numele și în meritele depuse de Hristos pe cruce și de a avea cerul deschis și a trăi cu speranța că atunci când viața de pe planeta Pământ se va încheia, va continua dincolo de timp și spațiu în împărăția lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu în această seară, prin Duhul Sfânt, să vă atingă sufletele, să vă dea disponibilitatea de a asculta cu pasiune Evanghelia lui Iisus Hristos și să vă cerceteze conștiința ca să acceptați că Iisus Hristos este singurul rege, fără început și fără sfârșit. Și Evanghelia sa este singura carte, cea mai veche pe care oamenii o au de la început și care va rămâne până la sfârșit. Noi nu putem ști despre Dumnezeu din altă parte decât din Biblie. Singurul fel de a-L cunoaște pe Dumnezeu, pe nevăzutul Dumnezeu, este să știm ce ne spune Biblia. Nu avem cum să știm despre El din altă parte, pentru că El este o ființă spirituală, deci imaterială. Dumnezeu nu se vede, de aceea nu poți să știi despre El, nu-L poți cunoaște. El ne-a trimis Biblia, doar Biblia, pentru ca citind în ea, să știm cum este El și să-L vedem pe nevăzutul, să-L cunoaștem pe necunoscutul și să-L avem pe Cel ce este departe de noi, separat de păcatul din viața noastră. În seara aceasta, cuvântul Domnului pe care vreau să vi-l transmit
cu toată dragostea, se numește trei cruci și trei atitudini. Trei cruci, trei atitudini. Prima cruce despre care vreau să vă vorbesc, prima cruce dintre cele trei, imaginați-vă panorama Golgotei. Era un deal de forma unui craniu, sumbru și înfricoșător. Acolo nu creșteau decât spinii și vântul șuiera puternic și avea o formă sinistră, ca de craniu. De aceea s-a numit dealul căpățânii, Golgota. Și într-o zi, când era mare gălăgie pe străzile Ierusalimului, când oamenii au ieșit din case, toți, bărbați și femei, și strigau cu disperare spre cel care i-a vindecat, le-a vorbit cu iubire și a colindat de sculți pentru ei drumurile Israelului prin praf. Împotriva lui a strigat, răstignește-l! Striga către guvernatorul roman și bătut de soldați, nemâncat și nebăut apă de multe zile, plin de sânge, cu ultimile puteri, târa după el lemnul de forma unei cruci pe care urma să fie răstignit. Undeva pe drum s-a prăbușit sub greutatea lemnului și n-a mai avut putere să se ridice și să meargă mai departe. Și soldații l-au lovit brutal din nou și din nou și au luat un bărbat puternic din mulțime, numit Simon, era din Cirena, și l-au obligat să ia lemnul din spatele lui Isus și să ducă lemnul până în vârful dealului. Iar pe Isus au continuat să-l lovească, să-l blesteme și să-l înjure și să-l împingă cu brutalitate spre deal, până în vârf. Și când a ajuns acolo, l-au întins pe cruce. I-au bătut în mâini și în picioare cuie și cu ultimile puteri. Biblia ne spune că atunci când crucea a fost ridicată și înfiptă în pământ, Iisus Hristos i-a privit pe oameni, pe cei care, în loc să spună mulțumesc, l-au bătut fără niciun motiv, l-au înjurat și doar pentru că a venit să le facă bine și să-i scoată din păcat. Îndemnați de diavolul, oamenii aceștia s-au răzbunat și l-au răstignit. Acesta însă nu a fost un accident. Acesta nu a fost deloc un accident, ci a fost un eveniment profețit de mii de ani, programat de Dumnezeu, pentru ca evenimentul acesta să transfere asupra oamenilor păcătoși iertarea lui Dumnezeu și asupra lui Iisus Hristos, cel nevinovat și neprihănit, păcatele oamenilor. Și imaginați-vă din nou și din nou dealul sumbru și sinistru al căpățânii cu trei cruci înfipte lângă el, în el, una lângă alta. Și pe fiecare dintre ele trei bărbați. În mijloc era Fiul lui Dumnezeu. Venise cu 34 de ani în urmă. Se născuse în mod ciudat, miraculos, dintr-o fecioară, fără relația naturală, biologică cu bărbatul. A fost o naștere miraculoasă și unică. Miracolul nașterii lui Iisus Hristos doar din fecioară făcea reclamă unicității nașterii lui. Niciodată până atunci și de atunci încoace și până în veci nu se va mai naște un om în maniera aceasta, doar din femeie și de fapt din fecioară. Acest miracol al unicității nașterii lui atrăgea atenția umanității, s-a întâmplat ceva special. La nașterea sa, o stea specială s-a așezat pe cer. Sclipea mai mult decât celelalte. Un cor de îngeri a coborât deasupra planetei Pământ și au cântat pentru prima și probabil pentru ultima oară pe planeta aceasta blestemată. Un cor cum nu s-a mai auzit vreodată. Și undeva în curtea unui motel din Nazaret, pentru că nu mai era loc, nu mai era o cameră de închiriat, Maria însărcinată alături de logodnicul ei Iosif a născut într-un grajd între animale. Și în felul acesta, marele și singurul rege Iisus Hristos
s-a întrupat din existența sa eternă și infinită într-un trup de om, pentru ca venind în lumea noastră să ne aducă iertarea pe care nu o aveam și de care aveam o disperată nevoie, să ne ia păcatul care ne despărțea și ne izola de Dumnezeul de care aveam o disperată nevoie. Așa s-a născut El pe planeta Pământ și a venit între noi nu să ne schimbe religiile care ne fac să ne disprețuim unii pe alții și să ne privim cu superioritate și calificative, a mea este mai bună decât a ta. El a venit pur și simplu să ne ierte păcatele. A venit pur și simplu să ne vindece bolile. A venit pur și simplu să dea la o parte zidul care ne separă de Dumnezeu. Zidul de păcate care ne ascunde de minunatul har al Domnului și să ne aducă în prezența celui care ne-a creat să ne ofere satisfacție și fericire. Dar diavolul ne-a furat din prezența lui Dumnezeu și ne-a dus în absența lui Dumnezeu. Și între noi și Dumnezeu am ridicat cu fiecare zi pe care am trăit-o un zid construit din păcate ca din cărămizi. Un zid care creștea în înălțime și în grosime prin păcatele pe care le adăugam în fiecare zi. Și am trăit în absența lui Dumnezeu, în spatele zidului, separați de prezența sa, separați de mila sa, singuri și nefericiți. Și la împlinirea vremii, după Scripturi, la împlinirea vremii din iubire, la împlinirea vremii după Scripturi, a venit în lumea noastră Iisus Hristos și la 34 de ani, după ce s-a născut, Iisus Hristos este așezat pe o cruce pe dealul sinistru al căpățânii. Și la dreapta și la stânga, doi tâlhari, doi infractori, doi ucigași, doi oameni condamnați la pedeapsa capitală prin crucificare după obiceiul vremii. Nu scaunul electric după modelul american, nu ghilotina după modelul franțuzesc, latin, ci crucificarea după obiceiul vremii. Și Iisus Hristos între doi tâlhari, trei bărbați pe trei cruci, trei cruci și trei atitudini. Prima dintre ele este crucea răscumpărării. Pe crucea răscumpărării, Hristos moare pentru păcat. Prima cruce este crucea răscumpărării. Pe această primă cruce, Iisus moare pentru păcatele oamenilor. El s-a născut să moară. El nu s-a născut să trăiască. El s-a născut să moară în locul celor care ar fi trebuit să moară. Moartea lui a fost înlocuitoare. Moartea lui a fost un transfer de stare între noi și el și între el și noi. Iisus oferă viață murind în locul oamenilor. Jertfa lui Iisus Hristos, care moare pentru păcat, pe crucea răscumpărării, este suficientă pentru toți oamenii. Însă este suficientă doar pentru cei care îl acceptă. Jertfa lui Iisus Hristos, care moare pentru păcat, pe crucea răscumpărării, este eficientă pentru toți oamenii, dar suficientă doar pentru cei care îl acceptă prin credință. Ea este suficientă pentru toți. Ea este suficientă pentru toți. Pentru toți oamenii, dar absolut pentru toți. Și pentru fumători, și pentru oamenii care sunt infideli în căsătorie, și pentru alcooliști și drogați. Ea este suficientă pentru toți, însă este eficientă doar pentru cei care acceptă să fie scoși de puterea lui Dumnezeu prin Hristos și prin credință din starea lor de păcat. Adevărul este că oamenii din toate timpurile l-au acceptat pe Iisus Hristos, însă au acceptat și altceva în afară de El. Priviți, vă rog, versetul 38 din textul pe care eu l-am citit. Îngăduiți-mi să îl recitesc pentru dumneavoastră. Deasupra lui pe cruce, deasupra lui pe cruce, era o însemnare, un afiș publicitar, scris în cele trei limbi de circulație mondială ale vremii. În limba greacă, Imperiului Macedon, Marele Alexandru Macedon, tocmai se stinsese. Era Imperiul filozofiei clasice, Seneca, Aristotel, Platon. În limba latină era limba Imperiului care anexase Israelul, Cezarul de la Roma,
cu guvernanții din toate țările anexate. Și limba evreiască, limba poporului lui Dumnezeu de la Avraam, limba poporului cu care Dumnezeu a făcut minuni în istorie. În cele trei limbi de circulație mondială era un afiș publicitar și era bătut într-un cui deasupra lui Iisus Hristos pe crucea pe care era răstignit. Observați că afișul acesta era deasupra lui Iisus Hristos, nu dedesubt. De ce? El ne învață că oamenii întotdeauna sunt tentați să-L accepte pe Iisus, dar să pună și altceva deasupra Lui. Fiecare om este tentat să-L accepte pe Iisus, pentru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El este Mântuitorul oamenilor. Noi simțim, știm și credem că avem nevoie de Fiul lui Dumnezeu. Dincolo de bărbăția noastră, de poziția noastră, de proprietățile noastre, noi rămânem oameni vulnerabili vieții. Știm, credem și simțim că avem nevoie de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, oferit ca Mântuitor de Dumnezeu, nouă în dar. Însă deasupra Lui suntem tentați să mai așezăm ceva. Ce anume? Haideți să privim în versetul 38. Limba greacă simbolizează inteligența, înțelepciunea și filozofia vremii. Oamenii sunt tentați să așeze inteligența lor deasupra lui Dumnezeu. Ei îl acceptă pe Dumnezeu. Ei cred că Dumnezeu este creator. Ei cred că Dumnezeu i-a creat, i-a făcut. Ei cred că Dumnezeu i-a adus în America și i-a binecuvântat. Ei se închină lui Dumnezeu din când în când. Ei sunt oameni credincioși la modul general, la modul instituționalizat. Dar dincolo de acest Dumnezeu în care ei cred, la modul teoretic, ei așează înțelepciunea lor, felul lor de a se descurca, abilitățile lor, inteligența lor, înțelepciunea lor, o așează deasupra lui Iisus Hristos și îl subordonează pe Dumnezeu înțelepciunii lor. Îl subordonează pe Dumnezeu inteligenței lor și spun ei, eu mă descurc, eu știu să mă descurc. Ei cred în Dumnezeu, dar deasupra Lui pun inteligența lor, înțelepciunea lor, filozofia lor. Astăzi trăim într-o vreme în care abilitățile intelectuale te așează la microfon sau sub lumina reflectoarelor. Astăzi coeficientul de inteligență, abilitățile intelectuale pot face dintr-un anonim un star. Pot să îmbogățească pe cineva peste noapte. Foarte mulți oameni se supraapreciază pe ei și inteligența lor. Și înțelepciunea lor, această calitate pe care Dumnezeu le-a dat-o în dar, o așează deasupra creatorului lor și se încred în înțelepciunea și în inteligența lor mai mult decât în Dumnezeu. Bisericile sunt pline de oameni care devin mândri de inteligența și de înțelepciunea lor. Ai milă, Doamne, bine spus. Priviți, vă rog, că dincolo de limba greacă, era limba latină. Limba latină arată puterea Imperiului Roman care domnea. Armata, legile, drumurile romane sunt și astăzi. Pompierii romani au fost cei mai abili din toată istoria umanității. Ei au făcut drumuri în toată lumea antică. Au rămas și astăzi, numite via nu știu care, via Dolorosa, via nu mai știu care. Romanii au fost imperiul care au domnit cel mai mult în istoria umanității. Au fost un braț de fier, ei au avut putere. Limba latină era acolo, ea simbolizează puterea. Sunt oameni astăzi care îl iubesc pe Iisus, oameni care cred în Dumnezeu, oameni care sunt religioși în felul lor, dar deasupra religiei lor, deasupra credinței lor în Dumnezeu, ei pun puterea pe care o au. Putere ce vine din poziția lor, putere ce vine din banii lor, putere ce vine din relațiile lor, putere ce vine din alte lucruri pe care Dumnezeu le-a oferit ca să-i binecuvinteze. Și oamenii aceștia se încred în puterea lor. Sunt puternici pentru că au bani. Sunt puternici pentru că au poziții. Sunt puternici pentru că au business-uri mari. Sunt puternici pentru că au soții frumoase, pentru că au case mari. Sunt puternici pentru că au cetățenia celui mai mare imperiu din lumea modernă. Sunt puternici. Și puterea aceasta li se urcă la cap. Și îl subordonează pe Iisus Hristos, regele. Și puterea aceasta o pun deasupra lui Iisus Hristos.
Oamenii aceștia cred în Dumnezeu, dar deasupra lui pun puterea lor. Limba evreiască, a treia, în care era scrisă însemnarea de pe panoul publicitar, așezat pe crucea lui Iisus Hristos, însemnarea aceea care făcea publicitate, care spunea, care anunța, care informa, acesta este Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Limba evreiască arată religiozitatea oamenilor, încrederea lor în moralitatea lor, în religia lor. Dacă astăzi îl abordezi pe un om de pe stradă și vrei să-i vorbești despre mântuirea sufletului, el spune, I'm sorry, eu am religia mea, eu am credința mea. Și fiecare om se încrede în religia lui, indiferent că este ortodoxă, catolică, protestantă, neoprotestantă, fiecare om este mândru cu religia lui. Religia aceasta însemnând niște obiceiuri care se practică de 2-3 ori pe an. Religia aceasta însemnând că aparține unui sistem religios în mod teoretic, dar nu prin convingere practică zilnică. Și oamenii spun, eu am religia mea. Ei cred în Dumnezeu, dar religia lor o pun deasupra lui Dumnezeu. O pun deasupra cărții lui Dumnezeu. Pe ei nu interesează ce spune Dumnezeu în Biblie. Pe ei interesează ce spune religia lor. Ce spune religia lor? Și religia lor spune, și dumneavoastră știți că sunt atâtea religii și fiecare au filozofia lor. Una spune că trebuie să faci așa, una spune că trebuie să faci așa. Și așa cum echipele de fotbal sau de alt sport sunt despărțite și rivale, tot la fel bisericile au devenit rivale și concurente unele celorlalte. De ce? Pentru că pe noi ne separă religiile noastre, însă Dumnezeu vrea să ne unească. În această seară, stimați prieteni, mă adresez cu toată dragostea și cu tot respectul unui slujitor al lui Dumnezeu către conștiința dumneavoastră. Și vreau să vă aduc aminte că veți fi tentați mereu să-L confundați pe Dumnezeu, care este persoana creatoare, are sentimente, rațiune și voință, este infinit și etern, e o persoană. El iubește, El aude, Lui se face milă, El e o persoană. Veți fi tentați să-L confundați cu o religie. Religia este un set de filozofii. Este o grămadă de principii puse la oaltă. Este o explicație teoretică despre Dumnezeu. Întotdeauna veți fi tentați să îl confundați pe Dumnezeu, care este o persoană, cu o religie, care este o filozofie. Eu nu vă vorbesc în această seară despre o religie, indiferent cum se va numi ea, ci eu vă vorbesc despre o persoană, persoana care v-a creat. Persoana care a îngăduit să ajungeți aici. Persoana care v-a dat tot ce aveți. Și într-o singură noapte puteți să rămâneți pe drumuri din nou singuri, fără nimic, ca odinioară, singuri și fără nimic. Sunteți ceea ce Dumnezeu v-a făcut, acest Dumnezeu pe care probabil mulți îl ignorați. Nu-L confundați pe Dumnezeu cu o religie. Dumnezeu este o persoană, religia este o filozofie. Noi am făcut religia, însă pe Dumnezeu nu L-am făcut noi, ci El ne-a făcut pe noi. Oamenii cred în Dumnezeu, dar deasupra Lui sunt tentați să pună inteligența lor, puterea lor sau religiozitatea lor. Spun ei, eu nu sunt mai rău decât vecinul meu. Oamenii întotdeauna se compară cu alți oameni. Dacă s-ar compara ei cu Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu ne va cântări pe noi la sfârșitul timpului, ne va judeca, ne va califica, Dumnezeu nu ne va compara cu alți oameni. Atunci când ești la școală și îți dă notă la un examen, nu te compară cu colegul de bancă ca să spună nota, ci te compară cu absolutul. Te compară cu lecția pe care ți-a predat-o. Și în funcție de cât faci din absolut, îți pune nota, nu în funcție de cât a făcut colegul de alături. Dragi prieteni, sunt onorat în această seară să vă salut și să vă slujesc cu dragoste. Însă responsabilitatea de om al lui Dumnezeu mă determină să vă spun adevărul și să vi-l spun cu iubire și în mod insistent și lămurit. Veți fi tentați să-L urmați pe Dumnezeu în manieră tradiționalistă, culturală sau religioasă, ca pe un sistem de valori morale, ca pe un sistem tradițional de datini, de religie. Însă nu vă veți raporta la Dumnezeu ca la o persoană vie, care aude, vede, simte, este dezamăgită.
îi pare rău, regretă, plânge după oamenii care locolesc și trăiesc singuri și departe de el și de harul său. Veți fi tentat să vă încredeți în inteligența personală, în puterea personală sau în religia personală. Trag în această seară, un semnal de alarmă pentru toți cei prezenți. Și dincolo de semnalul de alarmă pe care eu îl trag și face zgomot, dumneata ești responsabil de ce atitudine vei lua. Pentru că sunt trei cruci și trei atitudini. Prima cruce, cea dintre ele, din mijloc, este crucea răscumpărării. Pe ea Hristos moare pentru păcat. Dacă ești un om care ai păcat, Hristos a murit pentru păcatele acelea. El vrea să dizolve păcatul acela. El vrea să îl facă să dispară. Sângele lui îl topește. Așa cum apa și detergentul spală petele de pe cămașa mea, așa sângele lui Iisus Hristos spală păcatele din viața mea. Și așa cum cămașa este scoasă din mașina de spălat și este ca nouă, tot la fel eu sunt ca un nou născut după ce Iisus Hristos mă spală de păcatele mele. Hristos a murit pentru păcat. Hristos a murit pentru păcatul tău. Hristos a murit pentru păcatul tău. Hristos a murit pentru păcatele noastre pe crucea răscumpărării. El a murit pentru păcat. A avut o misiune concretă. A doua cruce, de pe dealul Golgotei, de pe sinistrul deal al căpățânii, este crucea răzvrătirii. Pe ea, unul dintre cei doi tâlhari moare în păcat. Hristos a murit pentru păcat, să-l dizolve, să-l șteargă. Însă pe crucea dintr-o parte, să zicem din partea dreaptă, unul dintre cei doi tâlhari, pe crucea răzvrătirii, cu o atitudine de răzvrătire, moare în păcat. El este în interiorul păcatului și păcatul domină. Păcatul l-a înfășurat, l-a strâns puternic. Păcatul ține înfășurat ca o frânghie și el nu poate să scape din strânsoarea păcatului. Și el este răzvrătit și el are o atitudine de răzvrătire. El este în păcat, el este băgat în interiorul păcatului și nu poate să iasă de acolo. Și păcatul acoperă, păcatul domină, păcatul obsedează, păcatul robește, îl ține prizonier și el nu poate să iasă pentru că e în interior. El este în interior, este înăuntru, este mort în păcat. Observați, vă rog, că în ultimile clipe de viață, pus pe cruce, el are o atitudine de răzvrătire, de rebeliune, de revoltă. Toată viața s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. A furat, a mințit, nu i-a păsat de Dumnezeu și de legile lui. Nu i-a păsat de Biblie și de rugăciune, nu i-a păsat de sufletul lui. O viață întreagă a tâlhărit, a agresat, a violat, a făcut toate prostiile. A fost un infractor, un derbedeu. Toată viața a fost un răzvrătit. Și acum ajunge pe cruce, își trăiește ultimile clipe și ciudat, inima nu îi se moaie. Continuă cu o bărbăție nebună și vinovată să rămână într-o atitudine de răzvrătire. Se îndreaptă spre Fiul lui Dumnezeu cu privirea și îi spune: tu ai impresia că mă convingi pe mine că ești Fiul lui Dumnezeu? Dacă vrei să mă convingi că ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Dovedește-mi că ești Fiul lui Dumnezeu dându-te jos de pe cruce. Hristos putea să facă caz de orgoliu și să se dea jos de pe cruce. Însă miliardele de oameni, printre care și eu și tu, astăzi n-am mai fi avut un mântuitor. A acceptat jignirea acestui tâlhar vinovat și a rămas pe cruce între cer și pământ de dragul meu, știind că numai el poate să-mi plătească păcatul ca să nu merg în iad. A răbdat acolo suferința fizică, a răbdat acolo suferința emoțională și suferința spirituală a păcatelor oamenilor, pentru ca toți oamenii să aibă suficient drept să meargă la Dumnezeu prin credință și să fie mântuiți. Jertfa lui este suficientă pentru toți, dar este eficientă doar pentru cei care îl acceptă prin credință. Tâlharul însă a persistat în răzvrătirea lui.
Să mori nemântuit la câțiva metri de Mântuitorul este cel mai mare paradox din lumea oamenilor. Să mor nemântuit la câțiva metri de crucea Mântuitorului este un mare paradox. Să vii în biserică ani de zile și să fii nemântuit este cea mai mare nebunie pe care ți-o poți permite. Să vii în biserica lui Dumnezeu și să asculți Evanghelia, dar să rămâi bârfitor, să rămâi cu inima rece, închisă și rea, lacom și mândru, plin de răutate, cu obiceiuri păcătoase, este cea mai mare nebunie pe care un muritor și-o poate permite. Să nu-ți lași inima sensibilizată de prezența divină și de sângele care a curs odinioară pe sinistrul deal al căpățânii. Să fii în biserica lui, lângă Evanghelia sa, în prezența Duhului său, în prezența bisericii sale și să nu te lași convins că ești doar un muritor și ca mâine vei fi condus pe ultimul drum spre infernul care o să te înghită pentru întotdeauna. Fără să folosești șansa pe care ți-o oferă cerul să accepți mântuirea și iertarea de păcate în numele unuia care a murit pentru păcat de dragul tău. Hristos a murit pe crucea răscumpărării pentru păcat, ca să distrugă păcatul. În seara aceasta vreau să spun că poți deveni liber. Hristos a murit pentru păcatul tău, pentru obsesia ta, pentru viciul tău, pentru păcatul care te leagă și care te ține dependent. Foarte probabil că ești dependent de alcool, probabil că ești dependent de pornografie sau de autosatisfacere. Ești dependent de alt viciu care te ține strâns, legat și nu poți să scapi. Și ai promis lui Dumnezeu, ai promis familiei, ai promis propriei conștiințe că te oprești. Și de ani de zile nu te-ai putut opri, pentru că păcatul te ține strâns, legat și nu poți să scapi. Vreau în această seară să spun, Iisus Hristos poate să distrugă păcatul din viața ta. Tu vei rămâne toată viața un prizonier al păcatului tău, dar Iisus Hristos este puternic. El are putere să distrugă păcatul din viața ta. În seara aceasta El poate să-i rupă gâtul păcatului din viața ta. El poate să-l distrugă. El poate să-l rupă. Și să pleci de aici liber. Să nu mai ai predispoziție spre femeile altora. Să nu mai ai predispoziție spre alcool. Să nu mai ai predispoziție spre țigări sau spre pornografie. Să fii liber. Să ai predispoziție spre rugăciune, spre moralitate, spre iubire, spre iertare, spre cinste și demnitate. Să fii un om nou, o altă minte. Hristos poate să facă acest miracol acum, pentru că El a murit pentru păcat. El poate să distrugă păcatul. El poate să-l rupă. El poate să-l distrugă. El a murit pentru ca să distrugă păcatul. El este mai mare decât păcatul. El nu este ca noi, neputincios, cu o natură imperfectă. El e Dumnezeu. Numai El este Dumnezeu. Și El acum este aici. Și te-a chemat ca să-ți spună că seara aceasta poate fi seara ta. Te-a chemat să te învețe ce să faci ca să fii liber, să trăiești veșnic, să ai o viață frumoasă, demnă, plăcută, să fii satisfăcut de tine, satisfăcut de familia ta, de viitorul tău, să nu mergi în iad, în infern, în foc. Hristos vrea să te facă liber, liber, liber! El a distrus păcatul. Păcatul e distrus prin El. Dar dacă stai separat de El, ești singur. Și păcatul te domină, pentru că păcatul e mai tare decât tine. Dar dacă vii la Iisus, Iisus îți distruge păcatul, pentru că păcatul e mai puțin tare decât Iisus. Și Iisus este mai tare decât păcatul. Și cu Iisus vei domni peste păcat. Pe crucea răzvrătirii, tâlharul răzvrătit moare în păcat, la un pas de Mântuitorul. La un pas de Mântuitorul, el moare nemântuit, cu perspectiva iadului. Cea de-a treia cruce de pe dealul Golgotei, cea de-a treia atitudine de pe dealul Golgotei, crucea răsplătirii, pe ea moare cel de-al doilea tâlhar față de păcat. Hristos, pe crucea răscumpărării, moare pentru păcat, ca să-l distrugă. La dreapta sa, pe crucea răzvrătirii, unul dintre cei doi tâlhari moare în păcat, în interiorul păcatului, domnit de păcat. Însă pe cealaltă cruce,
Cel de-al doilea tâlhar moare față de păcat. El moare față de păcat. El se disociază de păcat. El se separă de păcat. El se oprește în fața păcatului și spune: de astăzi înainte nu mai am legătură cu tine. Față de tine nu mai am nicio obligație. Față de tine nu mai am nicio legătură. Mă disociez, mă despart, mă separ, mă izolez. Devin un alt om. De astăzi înainte eu voi trăi diferit. De astăzi înainte eu voi gândi diferit. Eu voi simți diferit. De astăzi înainte eu voi avea alt anturaj. Voi avea altă atitudine față de soția mea, față de soțul meu, față de copiii și părinții mei. Eu voi trăi diferit, voi avea alte gânduri, voi avea alte valori, alte idealuri. Eu voi fi un alt om. Eu mă separ de trecutul meu. Nu mai sunt omul de până acum. Nu mai sunt omul pe care îl știți, obsedat de pornografie, de autosatisfacere, de jocuri de noroc sau de alte prostii. Eu nu mai sunt derbedeul pe care îl disprețuiați și îl ironizați. Eu sunt acum un alt om. O să am timp să vă conving că sunt un alt om. În viața mea s-a întâmplat un miracol. M-am întâlnit cu cineva care mi-a schimbat viața. M-am întâlnit cu cineva care mi-a luat păcatele și care mi-a dat dreptul să merg în cer. Mi-a luat păcatul și a făcut păcatul neputincios pentru mine, iar pe mine puternic peste păcat. Pentru că păcatul care mă stăpânea până acum și mă făcea să fiu dependent de el, Hristos acum m-a făcut puternic, pentru că prin el pot totul. Pot de acum încolo să mă opresc de la ceea ce nu mă puteam opri. Nu mă puteam opri de la alcool, de la femei, de la nebuniile vieții. Nu mă puteam opri. Vreau să mă opresc, dar nu puteam. Însă acum pot. Sunt un alt om. În mine este puterea lui Dumnezeu. În mine este miracolul învierii lui Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața mea. Am pasiune pentru Iisus. Am pasiune pentru neprihănire. Am pasiune pentru cer. Am pasiune pentru împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta este preocuparea mea. Nu eram preocupat până acum de lucrul ăsta. Al doilea tâlhar moare pe a doua cruce, pe crucea răsplătirii, față de păcat. Celălalt a murit în păcat. Acesta moare față de păcat. Aș vrea să am restul timpului să împărtășesc cu dumneavoastră cum a ajuns acest derbedeu să moară față de păcat. Cum a putut el să folosească ultima oportunitate a vieții să schimbe, să facă decizie pentru prima oară în viață, în ultimile lui clipe, și să primească mântuirea lui Dumnezeu? Cum a reușit? În 1984 eu am stat pe scaunul pe care dumneata stai, pe unul dintre scaunele unei biserici din București, în Biserica Sebastian. N-am fost un infractor, dar eram un om păcătos. N-am făcut păcatele tâlharului, dar am făcut pe ale mele. N-am păcătuit ca el, dar am păcătuit ca mine. Însă eram la fel ca și el, un om vinovat. Și în seara aceea am acceptat că sunt un om vinovat, dar nu era suficient. Am vrut să știu, pentru mine mai este o soluție. Pentru mine se mai poate face ceva. Dacă n-am știut până acum și prin viața mea l-am ofensat pe Dumnezeu, l-am provocat pe Dumnezeu, l-am sfidat pe Dumnezeu, având doar o religie, o religie care nu e Dumnezeu, o religie pe care eu am confundat-o cu Dumnezeu. Și acum aflu îngrozit adevărul că Dumnezeu este dușmanul meu, că eu sunt separat de El și că mânia Lui va veni peste mine. Dacă în țara aceasta un bărbat sau o femeie comit o crimă, atunci toată poliția îl caută, îl prind, îl judecă și îl condamnă pe viață. E normal să-l condamne? E normal. Dacă a omorât un om, e normal să-l închidă, nu? Câți dintre noi am vrea pe un criminal să-l pună în libertate guvernul? Nu, că dacă îl pune în libertate, omoară și soția mea și mi-o omoară și copiii mei. Dacă este un criminal, trebuie să-l închidem pentru ca să avem siguranța vieții, să avem securitate. Ei bine, noi am devenit niște infractori față de Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu a spus să nu furi și am furat. A spus să nu minți și am mințit. Să nu faci o mărturie mincinoasă și am făcut multe. Să nu poftești ce nu e al tău și am poftit. Să te rogi și nu ne-am rugat. Să citești Biblia și n-am citit-o. Să nu ură și să te răzbuni. Și le-am făcut pe amândouă. Și am devenit niște infractori, niște călcători de lege. Am călcat principiile lui Dumnezeu. Am avut un fel de viață personală care îl provoacă pe Dumnezeu și care îi strivește neprihănirea. Și atunci am devenit niște infractori în fața lui Dumnezeu. Am provocat dezordine în universul lui. Am provocat insecuritate pe planeta lui. Trăim pe pământul lui Dumnezeu. Respirăm aerul lui Dumnezeu. Călcăm pe pământul lui Dumnezeu. Ne bate în piept de 70 de ori pe minut o inimă a lui Dumnezeu, pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Tot ce avem este proprietatea lui și într-o zi ne va cere înapoi ce ne-a dat. Însă până atunci suntem responsabili de ce facem, gândim, spunem și simțim. Suntem niște infractori în fața justiției divine. Și justiția lui Dumnezeu îi caută pe muritori ca să-i condamne pentru că sunt niște infractori la adresa sfințeniei sale. Oamenii provoacă sfințenia lui Dumnezeu. Oamenii calcă în picioare legile lui Dumnezeu și au stricat universul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu intră în acțiune prin justiția sa și mânia lui se răsfrânge în mod normal peste oamenii care au făcut răul. Și vom suporta consecințele propriilor fapte. Va veni ziua în care vei suporta consecințele propriilor cuvinte, propriilor decizii, propriilor sentimente. Viața întreagă de când te-ai născut până astăzi, într-o zi, vei fi chemat să-ți iei consecințele și să le suporți. Consecințele vor fi iadul, iadul, iadul. Așa cum guvernul american, cum justiția americană știe să pedepsească un infractor, indiferent dacă el vrea sau nu vrea, poate să-și pună 10 avocați, poate să plătească oricâți bani, poate să spună el I'm sorry, poate să spună toată ziua I'm sorry. Guvernul prinde și îl bagă în pușcărie, îl închide, pentru că este un infractor. E normal să suporte consecințele faptelor lui. Tot la fel oamenii vor suporta consecințele faptelor sale. Cum a ajuns acest tâlhar să scape? Mai am eu vreo șansă? Mai ai tu vreo șansă? Stai îngrozit pe scaun și te gândești că mai e puțin și vine mânia lui Dumnezeu peste tine și peste casa ta. Vine ziua socotelilor, vine ziua bilurilor și atunci se va trage o linie și dedesubt se așează toată datoria pe care o ai. Toată! Bănuț cu bănuț! Mai este o șansă pentru tine? Nu are importanță ce spun eu. Are importanță ce spune Evanghelia. Aici este opinia lui Dumnezeu. Nu e Biblia aceasta, nu e penticostală, n-am scris-o noi, când ne-am născut am găsit-o aici și când vom muri o vom lăsa aici, este cartea lui Dumnezeu. Cum a fost acest tâlhar mântuit, iertat? Cum a ajuns el în cer? Cum i s-a oferit lui iertarea în ultima clipă? Cum i-au fost șterse toate păcatele? Ce a făcut el? Același lucru trebuie să facem și noi. Dar ce a făcut el? În primul rând, el a știut că păcatul pe care l-a făcut până atunci are consecințe. Versetul 41, el îi spune celuilalt tâlhar, pentru noi e normal să suferim, pentru că am păcătuit, am făcut rău. E normal să ne suportăm consecințele faptelor pe care le-am făcut de când ne-am născut până acum. Mai ții minte când am agresat și am violat? Mai ții minte când am înjurat și când a scos sabia și ne-am făcut dreptate? Mai ții minte când aveam aere și eram cei mai grozavi? E, acum suportăm consecințele. E normal să fim aici. E normal, e drept, e cinstit. Observați că acest derbedeu a avut suficientă minte să-și dea seama că păcatele pe care le-a făcut până în clipa aceea au consecințe pe care el trebuie să le suporte. Dragul meu prieten, cum îți permiți să trăiești așa cum trăiești, fără să te îngrozești că într-o zi vei ajunge nu într-o instanță bisericească, ci în fața Creatorului
El a făcut cerul și pământul. El e Dumnezeu peste toate galaxiile. El a așezat soarele pe cer și nu l-a ars. El a așezat planetele și le-a dat un curs și niciuna nu se ciocnește cu cealaltă. El este Dumnezeu infinit, etern, atotputernic, atotștiutor. Într-o zi vei sta în fața lui ca o mână de țărână. Și atunci el te va face responsabil de toate faptele, de toate cuvintele, de toate atitudinile, de toate gândurile, de toate sentimentele, de toate imaginile pe care ți-ai permis să le vezi, de toată neascultarea pe care ai manifestat-o spunând nu vreau, ei și mă obligi. În ziua aceea vei fi făcut responsabil de tot ce ai spus, de tot ce ai simțit, de tot ce ai gândit sau făcut. Atunci îți vei suporta consecințele faptelor tale. Nu vrei să înțelegi că dacă faci astăzi răul, ți-l faci ție? Chiar dacă astăzi împrumuți bani de la bancă, poți să iei 500 de mii de dolari, dar nu uita că trebuie să-i dai înapoi. Nu te bucura că i-ai luat, trebuie să-i dai înapoi, bănuți cu bănuți, până la ultimul penny, dai înapoi! Pentru că guvernul știe cum să-i scoată înapoi. Astăzi îți permiți să fii disprețuitor, îți permiți să bârfești, să clevetești, să-i pui pe toți în povești, îți permiți femeile altora, îți permiți alcool, tutun și droguri, îți permiți să crezi că ești în centru, dar uiți că ești doar un om și într-o zi Dumnezeu te va chema să dai socoteală de atitudinea aceasta vinovată. Uiți, omule, că ești trecător. Unde te vei duce cu mândria pe care o ai? Cu atitudinea aceasta de separare față de Dumnezeu, spunând, eu am religia mea, a cui e religia pe care o ai? Cine a făcut-o? În ce măsură este din Scriptură? În ce măsură este compatibilă cu voia lui Dumnezeu? Oprește-te puțin și nu te simți ofensat de cuvintele mele. Eu îți vorbesc așa de direct, nu pentru că sunt obraznic, ci pentru că vreau să-ți spun adevărul. Când mergi la doctor, vrei să-ți spună adevărul. Dacă ai o problemă și doctorul te minte, nu-ți place, spui, doctore, spune-mi adevărul, indiferent care este. Chiar dacă ai ulcer, chiar dacă trebuie să fii operat, vrei să știi adevărul. Ăla nu este medic care te minte și ți-ascunde adevărul, pentru că dacă ți-ascunde adevărul, oricum mori. Mai bine să-ți spună și să faceți împreună tot ce se poate face. În seara aceasta vreau să-ți spun adevărul. Și dincolo de asta este problema ta, este decizia ta. Este viața ta. Tu ești responsabil. Însă într-o zi vei suporta consecințele deciziei din această seară. Ce te hotărăști să faci astăzi? Ai avut o religie, însă în seara aceasta nu o religie, ci creatorul tău, mântuitorul tău, regele tău, stăpânul tău, Iisus Hristos, vine în fața ta și spune, eu vreau să-ți iert păcatele. Vreau să-ți mântuiesc sufletul. Vreau să scriu numele tău în cartea vieții. Vreau să te duc în cer, vreau să te vindec și să aduc pace și echilibru în familia ta. Vreau să mă fac responsabil de tine, vreau să devin protecția ta. Vreau să mă lupt pentru tine și să-ți asigur confort și securitate spirituală. Vreau să fiu Dumnezeul tău. Ce decizie faci în această seară în fața invitației marelui și singurului rege? Oricum, indiferent de ce decizie faci, vei suporta consecințele. Tâlharul a știut asta. El a spus, e normal să suportăm consecințele. Dragi prieteni, fiți conștienți că tot ce împrumutați trebuie să dați înapoi. Fiți conștienți că tot ce faceți într-o zi veți suporta consecințele. Bănuți cu bănuți. 2. Tâlharul acesta a știut că Iisus este Dumnezeu. El a știut că Iisus este Dumnezeu. El nu e un mit. Iisus nu e un mit. Nu e o legendă, nu e o poveste. Iisus nu e o religie, nu e o teorie, nu e o filozofie. Iisus este Dumnezeu. El s-a îndreptat spre Iisus și a spus, Doamne, Dumnezeule, Creatorule, Stăpâne! Observați cum se raportează acest derbedeu la Iisus Hristos ca la Dumnezeul care a creat toate lucrurile, ca la Cel care ține cosmosul în mâna lui, ca la cel care este suveran peste toate galaxiile. El îi spune, Doamne, Stăpâne,
rege, împărate. Cum te raportezi tu la Dumnezeu? Vii în biserică și tot timpul ai de povestit cu cel de lângă tine. De când te-ai născut, tot vorbești și nu te-ai pricopsit și continui să vorbești. Tot vorbești. Asta este o atitudine cinstită față de El? Aceasta este o atitudine de adorare? Ce Dumnezeu ai dacă îți permiți să fii atât de neglijent în prezența Lui? Ce atitudine de reverență este aceasta? Când râzi de se aude până la amvon. Ce atitudine de închinare este aceasta când bârnie telefoanele ca la centrala telefonică? De ce l-am chemat pe Dumnezeu aici să ne vadă vorbind unul cu altul? Ce este Dumnezeu pentru noi? Este rege sau un trecător? Cum ne permitem să avem o astfel de atitudine și noi îl cunoaștem pe Dumnezeu? Ce fel de Dumnezeu cunoaștem noi? Dacă Dumnezeu ți este stăpân, unde este cinstea? Dacă Dumnezeu este împărat, unde ți este respectul? Unde ți este bunul simț? Unde ți este atitudinea de sfială? Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Ce înțelegi prin această afirmație? Copii, tineri și oameni în vârstă, adulți, bărbați și femei, într-o zi veți da socoteală de fiecare comportament din fiecare moment. În seara aceasta Dumnezeu vă face responsabil, vă spune adevărul și de aici încolo să faceți ce vreți. Dumnezeu nu vă obligă, nu vă constrânge, nu vă amenință, vă avertizează. El ne-a creat cu capacitatea să alegem între bine și rău. Și îți spune astăzi în față binele și răul, alege. Alege ce vrei tu, dar să ții minte că vei suporta consecințele. Eu te sfătuiesc, alege viața, alege respectul, alege adorarea, alege închinarea, alege o atitudine sfioasă de bun simț. Ai venit aici să te întâlnești cu Dumnezeu, arată-i că vrei să vină aici. Arată-i că vrei să vină aici și să ne mântuiască, să vindece, să ierte, să elibereze și să-și manifeste puterea și slava. Dar vrea să vadă Dumnezeu că ești pregătit pentru asta. Privește în Evanghelia după Luca, când Iisus merge spre casa lui Iair să-i vindece copilul. Biblia face următoarea afirmație. Mulți îl așteptau. Cum stai când aștepți un om? De multe ori eu am întâlnire cu alți oameni. Și întotdeauna când merg la întâlnire, stau și mă uit să vină omul. Și mai trece câte cineva pe lângă mine și îmi spune, Luigi, ce faci aici? Și spun, îmi pare rău, nu pot vorbi cu tine, că am treabă. Dacă sună telefonul și cineva vrea să povestească cu mine, eu îi spun, te rog, permite-mi să închid, am să te sun mai târziu, acum am treabă. Și stau și aștept, dar când aștept, sunt atent. Îl așteptăm pe Iisus Hristos? Așteptăm să se manifeste puterea lui Dumnezeu? Fii sincer, ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Tâlharul acesta a știut că Iisus este Dumnezeu, dar mai mult de atât, a știut că Iisus Hristos este împărat și că are o împărăție. El a spus, Doamne, când Tu te vei întoarce în împărăția Ta, eu știu că Tu ai o împărăție, Doamne. Eu știu că împărăția Ta este veșnică. Tu nu ești doar exponentul unei religii, adică reprezentantul unei religii. Tu nu ești doar un nume religios, ca al lui Buddha și Mahomet, ca al lui Confucius sau altcineva. Eu știu că Tu ai o împărăție reală, este veșnică, este plină de iubire. Acolo vom trăi etern cu Tine și nu vom mai fi bolnavi niciodată și nu vom mai plânge niciodată. Și nu va mai fi 11 septembrie niciodată. Acolo va fi doar bucurie, doar glorie, doar iubire, doar sărbătoare, Doamne. Eu știu că Tu ești împărat. Eu mă raportez la Tine cu respect, Doamne, pentru că Tu ești împărat. Eu Te cinstesc cu fiecare atitudine a mea. Eu Îți dau închinarea sufletului meu, Doamne. Eu Te respect pentru că Tu ești Dumnezeu, eu Te apreciez că Tu ești Dumnezeu. Eu nu mă port cu Tine ca cu un nume, ca cu o idee, ci ca cu Dumnezeul meu care este viu și adevărat. În încheiere vreau să vă spun cum răspunde Iisus Hristos acestor atitudini.
El știe că păcatele au consecință veșnică, el știe că Iisus este Domn și el știe că Iisus are o împărăție veșnică. Cum răspunde Iisus la aceste lucruri pe care tâlharul le manifestă? În același fel va răspunde Iisus și pentru tine, dacă în această seară vei crede ce a crezut tâlharul și vei ști ce a știut tâlharul și vei face ce a făcut tâlharul. Observați cum reacționează Iisus Hristos. Înainte să vă spun cum reacționează Iisus Hristos, vreau să vă întreb, cum aș fi reacționat eu? Eu i-aș fi spus, măi derbedeule, ai 40 de ani, 40 de ani ți-ai permis să umbli cu cuțitul la brâu, 40 de ani ai fost cel mai tare în cârciuma, 40 de ani ai agresat și ai bătut și ai lovit pe toți, ai fost cel mai tare. Și acum că ai ajuns pe cruce, acum te pocăiești, da? Păi tu ai impresia că mă duci pe mine? Te pocăiești degeaba, drăguțule, acum. Așa i-aș fi spus eu. E prea târziu. Iisus Hristos nu este Luigi Mițoi. Iisus Hristos nu este un alt pastor. Iisus Hristos este unicul mântuitor și rege, Fiul lui Dumnezeu, a Lui să fie gloria. El se îndreaptă către acest derbedeu care nu merita nimic. Niciunul de aici nu poate fi mai rău decât tâlharul. Niciunul dintre noi. Fiecare suntem răi în felul nostru. Însă niciunul dintre noi nu poate depăși răutatea tâlharului. Și Iisus Hristos se îndreaptă către tâlharul care se căiește, se pocăiește și reacționează. Cum? În primul rând, Iisus Hristos îi oferă tâlharului cea mai bună zi. Îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi. De multe ori am mers la anumite persoane și i-am spus, te rog, împrumută-mi și mie o sumă de bani. Și mi-a zis, mai sună-mă săptămâna viitoare. De multe ori am mers la cineva și am spus, te rog, ai cu mine pentru că am mare nevoie de ajutorul tău. Și a spus, îmi pare rău, așteaptă-mă până diseară. Întotdeauna oamenii ne amână, n-au timp de noi. De fapt, noi nu suntem cei mai importanți oameni de pe pământ. Suntem doar niște oameni obișnuiți. Și te întâlnești cu regele regilor pe care l-ai ofensat o viață întreagă, de care ai fugit o viață întreagă, pe care ai crezut că îl înșel o viață întreagă. Și culmea, dar absolut culmea, el îți spune, astăzi mă ocup de tine. Astăzi? Dar ai timp de mine? Doamne, mai pot să aștept. Știu că nu merit astăzi să-ți faci timp de mine. Astăzi mă ocup de problema ta. Doamne, dar mă simt rușinat să te ocupi astăzi. Nu merit, n-am niciun merit, Doamne. Astăzi mă ocup de tine. Ascultă-mă, tu care stai pe bancă, omule. Astăzi este ziua ta. Astăzi, 1 noiembrie, este ziua ta. Astăzi Hristos își face timp pentru boala ta, pentru problema ta, pentru durerea din sufletul tău, pentru singurătatea ta, pentru păcatul tău. Astăzi, astăzi, nu mâine. Astăzi ai întâlnire cu Iisus Hristos aici la Betania. Nu l-a mâna, pierzi. Hristos i-a oferit tâlharului cea mai bună zi, astăzi. Un evreu, ca și noi, a venit în America și și-a deschis o prăvălie. Și el vindea în magazinul ăsta de toate, de la mâncare, haine, de toate. Și avea clienți. Dar cum sunt evrei, a scris pe geam la intrare, cu litere mari și albe, cine cumpără astăzi cu bani, mâine, gratis. Când au auzit oamenii că mâine poate fi gratis dacă astăzi cumperi cu bani, au scos bani de la bancă, s-au împrumutat și au strâns toate economiile, s-au dus la magazinul evreului și astăzi au cumpărat cu bani. În speranța că mâine, vorba vorbei, gratis. Și-au golit aproape de marfă, de lucruri, de bunuri, prăvălia evreului. Magazin. Și a doua zi de dimineață, cu noaptea în cap, nici nu se deschisese, ei grămadă la ușă. Și iese evreul și se freacă omul la ochi somnoros și spune, mă, oameni buni, ce-i cu voi acică, încă nu e oră de program? Și ei pun un sindicat și pun un lider de sindicat așa mai bun de gură să vorbească și spune, jupâne, nu te face că nu pricepi. Omule, nu te face că nu pricepi. Păi suntem aici că ne-ai promis, azi e liber, deschide ușa să intrăm. Și omul spune, astăzi e liber, e gratis? Dar cine a spus că e gratis? Păi matale ai spus ieri. Eu? Zice, matale, ai spus și uite că e scris și pe geam.
A, păi zice, dacă e scris e bine, ia citește, drăguțule. Și începe liderul de sindicat să citească. Dar pe timp ce citea, îi se muia glasul. Că pe geam scria așa. Cine cumpără astăzi cu bani, de-abia mâine fără bani. Drăguțule, mâine nu există. Mâine e o poveste, e o poreclă. Nimeni nu trăiește mâine. N-ai vrea să mănânci mâine? Mâine nu există, noi trăim astăzi. Și când mâine ajungem în mâine, el nu se mai cheamă mâine. Pe mâine nu-l ajungem niciodată. Mâine e în fața noastră cu o zi. Întotdeauna mâine e un viitor în care nu trăiește nimeni. El e un timp pe care nu-l avem niciodată. De asemenea, ieri e un timp pe care nimeni nu-l are. Ieri a fost, mâine va fi, însă tot ceea ce avem este astăzi. Și Hristos îi oferă acestui derbedeu cea mai bună zi, astăzi. Cât de bine mă bucur atunci când mi se spune, astăzi s-a aprobat cererea. Astăzi vei fi sănătos. Astăzi îți va veni soția din România. Astăzi te va atinge Dumnezeu. Astăzi, 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 astăzi vei primi clean guard-ul. Astăzi vei primi cetățenia. Astăzi! Sunteți mulți aici care așteptați cuvintele astea astăzi? Mai este cineva aici? Hristos spune mai mult decât orice, astăzi vei fi cu mine în rai. Cea mai bună zi. Unui derbedeu, Hristos îi oferă cea mai bună zi. Poți să-ți imaginezi asta? Și ție, în seara aceasta, vrea să-ți ofere cea mai bună zi, astăzi. În al doilea rând, Hristos îi oferă cea mai bună companie. Îi spune, vei fi cu mine. Cu tine? De multe ori am fost la un director în audiență. Și mi-a spus, îmi pare rău, dar nu mai pot sta, și m-a dat pe mâna unui secretar sau pe mâna unui director adjunct sau pe mâna unui asistent. Și eu am vrut să vorbesc cu șeful, cu primul șef, dar n-a avut timp de mine că era busy. Și m-a dat pe mâna la un asistent. Și am spus, domnule, dar acum tale vreau să vorbesc. Îmi pare rău, dar eu n-am timp. Uite, îți dau pe ăsta, vorbește cu el. Mă așteptam Hristos să spună, uite, îți dau un arhanghel, măcar că nu-l meriți, uite, ți-l dau pe ăsta să se ocupe de tine. Îți dau un înger, îți dau un serafim sau un heruvim, uite să te mulțumești cu asta că nici atât nu meriți. Însă Iisus Hristos spune, vei fi cu mine. Cu tine? Da, ai timp de mine? Da. Ai tu timp de mine? Da. Păi Doamne, eu te merit pe tine? Da. Iisus Hristos a venit pentru noi. Iisus Hristos a venit pentru tine. Astăzi, compania lui ți aparține dacă prin credință te căiești și vrei să-l accepți. Și în încheiere, Hristos îi oferă cel mai bun loc. Astăzi vei fi cu mine în rai. Dragul meu prieten, America e pentru o vreme și din America oamenii mor și din America se merge în iad. America e pentru o vreme și poate atât de scurtă pentru tine. Însă ceea ce îți oferă Iisus Hristos este raiul și El este veșnic. Adică fără sfârșit. Acolo ai o cetățenie permanentă împreună cu Iisus Hristos în compania Lui în fiecare zi. Noi merităm să mergem în iad, să suportăm consecințele păcatelor noastre și justiția Lui Dumnezeu să se manifeste prin mânie asupra noastră. Ce-ți dorești mai mult? Viața de aici este o binecuvântare cu Iisus și când se va sfârși, vei merge în cerul Lui Dumnezeu. În această seară, înainte de despărțire, dragul meu prieten, te chem ca să-ți predai viața în mâna lui Iisus Hristos. În seara aceasta să devii insensibil față de păcat și să-i spui Domnului, eu știu că Tu ești Dumnezeu, eu știu că Tu ai o împărăție, eu știu că merit iadul, dar în același timp primesc raiul de la Tine prin credință. Privindu-vă, dragi prieteni, mă întreb, mai bine de 1200 de oameni care sunteți în această seară aici. Câți dintre dumneavoastră, pentru prima oară, veți spune în această seară, eu vreau să primesc mântuirea lui Dumnezeu. Astăzi, eu vreau să fiu iertat de Dumnezeu. Indiferent ce mi se va întâmpla, vreau să fiu mântuit în mâna lui Iisus Hristos. Vă invit în această seară să acceptați solemnitatea și chemarea acestui moment și să vă luați inima, să o deschideți și să o puneți în mâna lui Dumnezeu. Pentru că acum este momentul în care trebuie să faceți lucrul acesta. A predicat odată un predicator și un tânăr era acolo pe bancă și când predicatorul a terminat predica, el a venit la predicator și a spus, domnule predicator,
Am înțeles că trebuie să mă întorc la Dumnezeu, însă mai am o întrebare. Când e momentul cel mai potrivit? Predicatorul i-a răspuns altfel. I-a spus așa, cu 5 minute înainte să mori. Și tânărul a spus, ah, ce bine, yes, bine că nu mi-a spus că acum. Și a plecat. Coborând scările, a zis, mă, dar stai așa, eu de unde o să știu când mai am 5 minute și mor? Mă, mie cine o să-mi spună că mai am doar 5 minute? Și s-a întors la predicator și a spus, domnule predicator, domnule, nu mi-ai răspuns destul. Eu de unde o să știu că mai am 5 minute? Predicatorul l-a privit cu aceeași înțelegere și i-a zis, cele 5 minute se poate să se termine peste 4. Așa că trebuie să te pocăiești acum. Acum, în seara aceasta, aici, ești pregătit să o faci? Aș vrea să mă rog pentru dumneata și pentru decizia pe care o faci acum în inimă. Nimeni nu-ți poate oferi ce-ți oferă Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu și tu ai nevoie de viață veșnică. Tu trebuie să dormi liniștit în viața aceasta și să fii cu Dumnezeu dincolo. De aceea te chem în seara aceasta să faci decizie pentru Iisus Hristos. Să-ți deschizi inima. Eu vreau să mă rog pentru tine. Nu rugăciunea mea te mântuiește, decizia ta. Eu doar fac publică decizia ta înaintea lui Dumnezeu prin rugăciunea pe care vreau să o fac. Și acum vă invit pentru 20 de secunde, dragi prieteni, să vă plecați capetele acolo unde sunteți. Pentru 20 de secunde vă invit să vă plecați capetele. Dacă tu vrei să râzi, poți să continui să râzi liniștit, pe mine nu mă deranjează, dar într-o zi Iisus Hristos te va chema ca să răspunzi pentru gestul tău. Dacă socotești că acest moment este cel mai potrivit, să râzi, fă-o. Însă acesta este momentul ca să te pocăiești de atitudinea ta. Așa cum stați pentru 20 de secunde cu capetele plecate, vreau să întreb pe oamenii care caută mântuirea și sunt în seara aceasta aici. Dragi prieteni, vreau să mă rog pentru voi. Am să vă aștept 20 de secunde să-mi faceți un semn cu mâna. Ridicați pentru câteva secunde o mână ca să vă văd. Și am să mă rog pentru voi. Și seara aceasta va fi momentul în care mântuirea lui Dumnezeu intră în viața voastră. Credeți că Iisus Hristos este Domnul. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. 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 Mulțumesc, mulțumesc. 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 Mulțumesc frumos. Fiecare dintre noi am fost într-o zi provocați de această întrebare. Cu Iisus Hristos ce faci? În ceea ce mă privește, în 1984 am ridicat mâna și am spus, Tu ești Dumnezeu, Tu ai o împărăție, ai milă și de mine. În seara aceasta peste 10 persoane au ridicat mâna ca o decizie pe care o fac să se căiască, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și mântuirea lui Dumnezeu va intra în sufletele lor, pentru că așa spune Dumnezeu în Biblie. Aș vrea în seara aceasta să ne ridicăm împreună în picioare și înainte de a face rugăciunea de dedicare pentru persoanele acestea care au pus viața lor în mâna cea mai sigură, în mâna lui Iisus Hristos, să cântăm imnul de laudă în gloria Domnului și pentru gloria Lui. Iisus Hristos are puterea și astăzi să ierte păcatele. Are și astăzi puterea să vindece miraculos. Are și astăzi puterea să ia oameni păcătoși și să-i ducă în împărăția lui Dumnezeu. Vrem să-i spunem mulțumesc împreună lui Iisus Hristos și să cântăm pentru onoarea Lui. Te rog frumos, dacă simți să-ți ridici mâna, să o faci. Dacă simți să-ți închizi ochii și să te rogi, să plângi, să-i spui lui Dumnezeu, îmi pare rău, Doamne, fă-o! Închină-te lui Dumnezeu cum simți, dar fii sensibil și înțelege că e astăzi acum. E clipa ta, e șansa ta, lasă-i pe oameni, ei oricum nu-ți oferă nimic. Ci privește-L pe Iisus care a venit aici să-ți deschidă cerul și să te mântuiască. Înainte de rugăciune, haide cu o inimă curată și într-o atmosferă de deplină închinare, privind la scrinul care videoproiectează versurile cântecului, ale cântării de laudă, să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Este șansa ta.
cheamă Dumnezeu la Golgota astăzi. Mai este loc la cruce pentru tine. Te așteaptă Dumnezeu aici. Mai este loc la cruce pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc. Mai este loc. Mai este loc în cer și pentru tine. Vino la Dumnezeu în seara aceasta. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc. Mai este loc. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău. Ne-am ridicat în seara aceasta în picioare, în urma simțământului de adorare pe care îl simțim în sufletul nostru. Îți mulțumim pentru Golgota, Doamne! Îți mulțumim pentru dealul căpățânii și pentru crucea din mijloc! Îți mulțumim că ai murit pentru păcatele noastre! Îți mulțumesc pentru Evanghelia pe care în seara aceasta, Doamne Dumnezeule, prin Duhul Sfânt ai rostit-o! Îți mulțumesc pentru persoanele din sală și de la balcon care au ridicat mâna ca o expresie a dorinței lor de a se mântui, de a primi prin credință iertarea de păcate. Doamne, în numele lui Iisus Hristos, îți aduc aminte de promisiunea Ta și Te invit. Acceptă, Doamne, pocăința lor. Primește credința cu care au acceptat Evanghelia și cu care au reacționat, Doamne, la mântuirea Ta. Te rog, iartă-i de păcatele lor. Te rog, desleagă-i, Doamne, de orice legătură. Te rog, fă-i liberi în numele dragostei Tale. Arată-ți puterea astăzi, în secolul 21, în Chicago, Doamne. Doamne, te rog, mântuiește oamenii în seara aceasta la Betania, pentru că Tu ești Dumnezeu la fel de puternic ca la început. Tu ești în control și astăzi. Brațul Tău este puternic. Tu ești rege, Tu ești împărat, Tu ești suveran, Tu ești domn, Tu ești creator. Ție ne închinăm, Doamne. Inima noastră este deschisă pentru slava Ta. Te iubim, Doamne, Te iubim, spunem cu gura noastră din toată inima că Te iubim. Ai venit în lumea noastră să ne mântuiești și noi Te iubim, Doamne, pentru că Tu ne-ai iubit mai întâi. Doamne, binecuvintează pe cei convertiți în seara aceasta, pe cei ce au luat decizia în seara aceasta, pe cei ce s-au rededicat în seara aceasta, pe cei ce s-au decis pentru seriozitate, Doamne, pentru o neprihănire reală, în numele lui Iisus Hristos, ia-i de mână. Binecuvintează-i, Doamne, și du-i spre cer. Când te vei întoarce în împărăția Ta, nu ți-aduce aminte doar de tâlhar, adu-ți aminte și de mine și de ei. Doamne, adu-ți aminte de casele noastre. În numele lui Iisus ne rugăm, Tată, îți mulțumim pentru sărbătoarea de la Betania din seara aceasta. Doamne, doar Tu ai făcut sărbătoarea aici, Tu ești în centrul sărbătorii noastre, Tu ești obiectul sărbătorii noastre, Tu meriți gloria și mulțumirea în această seară, Doamne, și noi ne închinăm Ție cu toții, bărbați și femei ne închinăm. În numele lui Iisus Hristos îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, amin. Și noi toți să spunem, amin. A lui Dumnezeu să fie gloria și slava, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin, amin. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vă încredințez în mâna lui Dumnezeu, care este în stare să vă binecuvinteze și să vă poarte de grijă. Vă invit respectuos doar pentru câteva clipe să vă reocupați locurile. Încă o dată vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Încă o dată vă aduc aminte, completați formularul de decizie dacă vreți. Încă o dată vă invit, lăsați-l la unul dintre consilierii care poartă un ecuson roșu. Încă o dată vă rog, mâine seară, vă invit cu toată dragostea să fim împreună aici, să ne închinăm Domnului la întreita sărbătoare pe care o avem de la ora 6. Și încă o dată vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. În seara aceasta, îngăduiți-mi, vă rog, să invit corul să cânte. Și în timpul acesta, îngăduiți-mi să fiu alături de Alin, de fratele Alin, acolo la ușă, la ieșire, și să vă binecuvântăm. Să dăm mâna cu dumneavoastră pentru că suntem frați. În cer vom fi împreună
și vom cânta împreună. Probabil că voi sta lângă unul dintre dumneavoastră. Vreau să vă doresc noapte bună, să vă privesc și să vă aduc aminte că noi trăim în viața aceasta cu speranța că Iisus este regele nostru și al familiilor noastre. A lui Dumnezeu să fie toată gloria și toată slava. Îngăduiți-mi să vă fac următoarea rugăminte. Așteptați mai întâi să coboare persoanele de la balcon. Asta probabil că va dura 2 minute. Permiteți-mi, vă rog, să vă rog lucrul acesta și vă mulțumesc că înțelegeți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Când veți ajunge acasă, salutați familiile din partea noastră și harul lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. Să vă umple inima de bucurie și de pace și de siguranța că Iisus Hristos este cu noi. Amin.